Un război de comunicare vine pe lângă luptele mortale care au început din acest weekend în Nagorno-Karabakh. Armenia a acuzat Turcia că a doborât unul dintre avioanele sale militare, o versiune negată de Ankara care sprijină militar Azerbaidjanul. De duminică, forțele din anclava separatistă din Nagorno-Karabakh, susținută de Erevan, se confruntă cu trupele din Baku. Aceasta este cea mai letală luptă dintre cele două părți din 2016. Bilanțul oficial al morților arată 98, inclusiv 14 civili. Comunitatea internațională solicită încetarea focului, dar în zadar. Eu și ministrul turc de externe am discutat despre conflictul din Nagorno-Karabakh, în care cele două părți trebuie să pună capăt violenței și să colaboreze cu copreședinții grupului Minsk să revină la negocieri de fond cât mai repede posibil. Nagorno-Karabakh și-a proclamat independența în 1991 fără a fi recunoscut de comunitatea internațională. Pentru Ankara, forțele armene trebuie să părăsească această zonă, iar Erevanul nu renunță la revendicări într-o zonă populată în mare parte doar de armeni.